România vrea să dea lovitura la mondialul de rugby cu bestia din Est. Născut la Chișinău, uriașul de 133 de kg va juca pentru naționala României și impresionează cu statura lui. Gheorghe Gajor a ales să reprezinte România în locul țării lui, Moldova. Poreclit bestia din Est, moldoveanul a început rugby la 10 ani, fără să le spună părinților. Părinții probabil n-au cunoscut ce asta rugby până la vreo 16-18 ani, când au venit prima dată la meci. Timp de 8 ani ei nu te-au văzut jucând? Nu, deloc. Gajon a ajuns la cel mai titrat club galez, iar acum joacă în Franța. N-a avut o viață ușoară, a trecut recent printr-o dramă. Am avut un frate, dar a decedat. Criză cardiacică. S-a întâmplat în septembrie anul trecut. Eram toți în Franța cu părinții și am aflat de asta chiar înainte meciului. Rugbistul trage tare la sală ca să impresioneze la campionatul mondial. Câte tine? Nu știu, 200, maximul meu a fost 230, sigur, ar fi frumos pentru toată familia mea să ajungă la Cupa Mondială.